Doamna ministru, stimați colegi, bună ziua! Distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calității învățământului și permisiunea fraudei la examenele studenților. Consecințe. Pacienții mor în mâinile unor asemenea medici, clădirile se prăbușesc, fiind construite de asemenea ingineri. Banii se pierd în mâinile unor asemenea economiști, dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea judecători. Crahul învățământului este crahul națiunii. Sunt cuvintele scrise la intrarea unei importante universități, dar ele rezumă perfect și trist situația în care se află astăzi România. 2 ani, 4 miniștri, niciun rezultat. Este rezumatul guvernării PSD la capitolul educație din ianuarie 2017 și până în prezent. Suntem pe buza prăpastiei pentru că e plină țara de doctori cu lucrări plagiate, dar guvernul refuză constant să facă ceva în privința lor, chiar dacă personal v-am oferit soluțiile necesare prin intermediul unui proiect de lege prin care propuneam transparență și deschidere totală în ceea ce privește lucrările de doctorat. Se promovează constant tot felul de academii fantomă, așa încât sinecuriștii cu doctorate dubioase să se poată bucura de titlul de academician. Doamna Andronescu, desființați urgent Academia de Științe ale Securității Naționale. E înțesată de politicieni și șmecheri cu epoleți care nu fac altceva decât să-și mai adauge un titlu și un salariu în palmares. Între timp, 10.000 de elevi din toată țara merg la toaletă în fundul curții, învață din manuale tipărite de niște incompetenți la editura didactică și pedagogică, iar guvernanții se plâng că nu au bani pentru un sistem de educație decent. Abandonul școlar e în floare, analfabeții funcționali au ajuns miniștri. Executivul a dat kicks cu programul Cornul și Laptele și n-a fost capabil să pună în aplicare programul referitor la masă caldă în școli, care e tot în faza pilot de 3 ani de zile. Chinuiți elevii de la clasele primare și gimnaziale cu o programă sufocantă. Ați transformat părinții în meditatori și nu țineți seama de nevoia dezvoltării urgente a învățământului profesional. Rușine să vă fie tuturor celor care astăzi alcătuiți Guvernul României. V-ați bătut joc de educație, un drept garantat de Constituție.